Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Data asta o să jucăm Stronghold Crusader HD. Și vreau să fac ceva setări înainte. În primul rând aici o să ne numim și noi Mr. Weaver, ca așa ne cheamă până la urmă și de ce să nu ne punem numele de la canal. Am găsit aici un scut, cum este în locul ăsta. O să punem pe ăsta, pentru că sunt mai multe, dar ăsta mi-a plăcut mie. Are și sabie și e și șmecher. Deci, da. Hai să ne ducem aici. Un vechi prieten, un prieten vechi. Și da, am mai jucat una, am încercat să mă duc direct pe el, n-am putut, pentru că este foarte aproape. Această distanță pur și simplu de la mine din castel, dacă mă dau puțin mai așa, văd la el în castel. Și e foarte ciudat. Da, oricum, hai să începem. Să începem jocul. Nu pot să cred că joc vreo 5 jocuri pe zi și tot mi-a ceva timp ca să pun un d-asta. Da, nu. Ia uite-l mă ce-a făcut el. Hai că mai pot pune aici. Mai pot pune una aici să vorbim noi puțin mai încet și mai clar, că oricum de-abia înțelegeți ce zic. Din păcate nu vorbesc foarte clar, dar lucrez la asta. Am 5? Spune că am 5. Le-am numărat deja, am 5. Am pentru orice eventualitate. Niște de ăștia nu strică. Nici niște dăștia nu strică. Mă gândeam că va fi așa. Mă, nu ieșit, voi stați aici. Mă, ce fac? Mă, ăsta-i nebun rău. Da. Nu am zis că va fi un meci ușor. Și nici simplu, adică nu e același lucru ușor cu simplu. Totuși, este o diferență. Hai să facem diferența acum. Nu? Bun. Nici măcar nu avem ca lumea mâncare. Dar noi mergem la atac. De fapt, nu mergem, că el a venit peste mine. Uite-mă ce-am uitat eu să pun. Fix astea. Un om foarte ciudat. Care mă cam încurc. Dacă aș avea bani acum, mă ajunge peste ăsta cu toți arcașii mei și îl omoram sigur, da? Na. Hai să facem, să construim ca lumea ei, să nu facem așa, să luăm pe nepregătite, pentru că nu e frumos. Și na. Imediat dăm și lui ceva șanse. Pare că nu mai avem bani. Mă, piatra asta nu ne mai trebuie. Deocamdată o să vedeți că o să am nevoie. O moară este suficientă. Dacă ajungeam puțin mai în față, veneam cu arcașii în el și omoram și ăștia de aici, că vă care, dar se apără bine. Nu pot zice că nu. Mă, nici eu nu sunt prea praf, pot spune. Deci și eu mă apăr bine. Cred. Deși ce-am făcut în episodul trecut, în acel multiplayer cu acel băiat care m-a luat cu asasinie de la spate, cum s-ar zice. Nu vă gândiți la prostii. Cine s-a gândit la prostie să lase un like? Ar fi cazul, pentru că strâng cam puține. Da, na, nu mă plâng. De fapt, asta fac, da. Nu mai spuneți la nimeni. Și acum ce așteptăm? Să ne vină mâncarea normală. Și bani? Mai puțin, că
Ia uite mă loc aici și eu n-am loc. Unde e? Da. Nu am lemn. Hai las că se ducă ea. Așa. În stânga am prost cu banii, din păcate. Asta nu va dura foarte mult. Pentru că să facem asta și... Și at... Da, atât. V-a plăcut? Din păcate nu avem bani. Ca să vezi. Hai să mai scoatem din noi un ban aici, că totuși, chiar dacă nu e foarte mult, dar să ies eu din zero ăla, că mi-o mai trebuie și mie pentru una alta. O să pun un ăsta de butoi, de butoi de bere. Doamne, de butoi. El face butoaie, mă. Unde asta aici? Acum a ajuns. Nu vi se pare cam prea mult grâu? Și am doar câteva... Doar câteva de-astea. Nu am cine știe ce. Am... Chiar am puține. Mamă, câți bani am scos. Ce bun sunt. Cum să recunoaștem, sunt un adevărat maestru al tacticii și al cele mai mari minciuni aici le auziți. Căutați voi aici. Și te-au murit. Așa. Mă, nici măcar piatră nu pot să iau. Fix aici are, mă. Exact. Toată piatra și tot e la el. Și asta ar fi la el dacă ar fi puțin cam deștept, dar nu este. Asta este. Ce să-și facem? Cred că n-am ce să-i fac dacă mă atacă cu aia cu bustugane. Chiar nu cred că am ce face împotriva la aia. Bun. Începem să facem câte ceva. Încă două de-astea. Să sperăm că totul merge ok. Mă permit oare să... Să-mi iau fix de-aștia de apărare? Hai să iau asasin totuși. Pentru că o să... O să-i pot folosi și la altceva. Mă? Foarte, foarte prost. Merg, sincer, chiar foarte prost, dar nu am nici de unde scoate piatră. Nici fier și... De fapt, am de-astea de fier, dar... Uitați-vă și voi cât de departe sunt și... Merg foarte greu. Chiar dacă aș mai pune eu încă două. Ar fi ceva mai rapid.
Aici am. Dar voi ce căutați aici jos? Sus. Hai să mai punem încă două de-astea. Ar fi bine. Și acum să-mi pun în locul meu. Să vin ăla. Păi vin cu toți asasinii mei peste ăla. Care îmi face mie așa ceva. Da. Ce periculos sunt. Cred că dacă vine ăla mă bate rău acum. Hai să mai punem două de-astea. Că avem multă făină și de ce? Mă, niște scuturi chiar n-ar strica pe aici. Deși se spară destul de repede împotriva la acei acei oameni cu arbaletă. Ia uite. Uitați, mă. Gata. I-am scos din joc. Dar ăștia nu credeam că nu o să poată să se miște. Hai să mai punem pe aici ceva scuturi, pentru că trebuie să ne apărăm. Asta ar fi foarte bine să ne facem multe, dar din păcate nu mai avem bani. De fapt, nu avem bani, pentru că totuși n-am avut niciodată. Facem asta, da. Nu-i bine. Ia să vedem care e mai șmecher. Nu avea nimic dacă ajung până la 50 și după opresc. O dau cum era înainte. Chiar nu are nimic. Cred. Mă, asta văd că depinde de câți oameni am. Asta e clar, cred că toată lumea știe asta. Deci ne mai trebuie ceva case. Destul de multe dase de lemn. Ar fi ceva mai bine dacă aș avea multe. Pentru că o să luăm mai multe taxe. Câți oameni avem mai mulți, da, și voi cresc astea. Pentru că pur și simplu, mai mulți oameni, mai mulți bani. E clar. Cred. A, nu știu ce să zic. Să semnez, să însemnez de fapt aceste scuturi. Nu știu ce să fac. Chiar nu știu. Deci niște de-astea cred că ar fi ceva mai folositoare.
Îmi dau seama că mi-ar cam trebui ceva catapulte. Astea ar fi de... destul de bune. Da, nu avem mulți bani. Ăștia e cam aiurea, pentru că dacă se duc să caute lemn undeva mai pe aici, o să-mi omoare și asta nu... nu e ce vreau eu. E să am cât mai mulți vii morți, că nu mă interesează morți. Plus că avem și mai mult lemn cu ei. Ceva catapulte. Nu, nu am bani. Mă, ajunge până aici? Nu ajunge. Mă. Dar oricum nu-i prea departe. Dar totuși ajunge... chiar ok. Nu, tot mai trebuie de astea. Chiar când avem și mai mulți bani. Hai mă, mori. Așa. Oh, nu vreau să fac asta. Da. Să fac catapulte. Hai cu banii. Hai cu banii, că așteptăm aici. Hai că aștept de ori aici. Ce se întâmplă cu asta? Stăunile. Nu am avut niciodată piatră. Dar nu cred că e nevoie de piatră. Dar și voi dacă dau cu astea merg. Toate am. Vreau cu toate. De asta nu merge, că e puțin cam în spate. Cred. Bun. La asta se termină piatra. Și trebuie cumpărat alta. Sincer, nu știu. Și plus că am avut piatră mereu și n-am avut cum să-mi dau seama dacă e bine sau nu e bine. Mă. Tu nu ești bună. Distruge-te. Tu poți construi alta? Sper că da. Deocamdată lemnul nu este o problemă. Începem să luăm și noi ceva mai mulți bani, în sfârșit. Perfect. Your grace.
Luna Dine. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. A, uite mă ce fac ăștia. Îi mor aici, mă. A, nu-i bine. Hai acasă. Acasă cu voi de urgență. Și pentru că nu mai avem nevoie de niciun om, deocamdată, o să-i lăsăm aici în pace. Your popularity is falling. 65 de oameni. E ceva. Să dacă le distrug, nu-mi dau nimic, cred. Nu chiar atât de rapid. Ia să vedem, acum crește sau rămâne? Cred că rămâne așa. În afară de voi. Voi. Ia mergeți cu toții aici. Dar repede, nu așa. Deci, 1, 2 și 3. Bun. Vreau 3 să ajung aici deja. Ține în față. Opa. Iar 1, uite așa. Așa. Uite că mi-a luat piatra. Uite că își trimite oameni. Bă, nu prea înțeleg treaba asta. Haide, mori și tu. Acum merge din nou. Eu nu înțeleg treaba asta. Mi-a luat piatra. S-ar putea să aibă nevoie de ceva timp să ia piatra, nu, nu știu. Chiar nu știu. Să fi prostit mai bine. În lingură. Ar fi o soluție. Când dau pe piatră, se reface. Cine să-și dea seama, că eu habar n-aveam.
Dar cine să cumpără piatră? Și după ani și ani trimitem acești oameni buni și răi direct spre bătaie. Și-a reparat ăla. Nu. Mamă, cât are aici? A, gata. Dar unde sunt asasinii mei? Bă, ia stai un pic. Stai ce-am făcut. Uite așa, și după ani și ani din nou putem trimite oamenii acolo. Am dat pe rege. Ăștia am văzut că dau destul de mult, dar mor repede cu săgețile. Gata. Ce ai făcut? Te-am rupt. Cam greu, dar asta e acum. Spargem și aia că suntem buni. Și acum n-am apucat. L-am bătut pe ăsta. Și da, ia să ne uităm totuși să vedem și noi. Eu versus 3 Snake. Bun, deci cam asta a fost și episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut tot ce am făcut în acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like pentru a mă susține. Și asta a fost. Baftă lume.